că ți s-a rupt tot aia. Ce? Nu, nu mai. În jurul orei 24 am fost sesizat de ofițer de serviciu de la Poliția Alexandria despre producerea unui accident pe strada Dunării în zona Vâlnii Alexandria. Ne-am interesat la fața locului, ocazia cu care am constatat că cele sesizate se confirmă. Era vorba de 3 victime, 9 au fost încarcerate, conducătorul auto pe fondul consumului de alcool. Nu au observat un autotren oprit pe partea dreapta a străzii Dunării pe direcția Alexandria Nanov, a intrat în coliziune cu acesta. Fiind testat cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 0,82 alcool pur în aerul expirat.